Este o situație fără precedent pentru agricultorii din Dobrogea. Disperarea fermierilor constanțeni loviți de secetă nu are margini. Un grup local de agricultori a mers la minister să ceară apă pentru irigații, iar cei rămași acasă au scris pe câmp cu utilajele agricole: vrem apă. Mesajul lor către guvern nu poate fi auzit, dar poate fi văzut din aer la propriu. Tractoriștii și mecanicii de utilaje s-au strâns a doua zi consecutiv să-și strige disperarea din cauza secetei care a lovit pe toată lumea. Dați-le mai în față partea! Noi vrem apă, să vedem dacă se aprobă ceva. Până protestul ăsta, n-avem de un să luăm, în primul rând, că e departe de noi. Canalele nu mai sunt funcționabile, stațiile la fel. O să fie un deșert aici dacă n-avem apă. Pur și simplu. Județul Constanța are 450.000 de hectare calamitate de secetă pedologică, adică mai mult de o treime din suprafața totală distrusă la nivel național. Deoarece nu au recoltat nimic și nu au generat venituri, fermierii spun că nu-și pot plăti datoriile față de furnizori. În plus, mulți au luat credite la bănci și societăți de leasing pentru utilaje. Credite care, în momentul de față, datorită secetei care o resimțim cu toții, nu se mai pot onora? Oamenii vor o păsuire în ceea ce privește ratele bancare, așa cum a fost în cazul persoanelor fizice pe timpul stării de urgență. În zona unde nu a mai plouat de cel puțin 70 de zile, mai bine de 80% dintre culturi sunt afectate, iar irigațiile sunt inexistente. Oficialii spun că ar fi canal de irigații la Dunăre, însă nu este suficient de mare să ajungă până în mijlocul județului. Suntem în a patra treaptă de pompare, sub nicio formă nu va veni aici apă. Primele trei trepte de pompare, doar ca să vă faceți o idee, sunt efectiv la 500 de metri, maxim un kilometru de Dunăre, care deservește în jur de 1000 de hectare. Atât. Restul, celelalte 100 de mii, să spun, care vin pe marginea canalului, sub nicio formă nu vor fi și nici nu va fi vreodată. Meteorologii nu au vești bune nici în sezonul următor. Așa că suntem muritori. Vai de mama noastră, dacă și anul ăsta o să fie așa. Ministerul Agriculturii a anunțat că în ședința de guvern din 24 august a fost aprobată o schemă de ajutor de stat pentru producătorii agricoli afectați de seceta din toamna lui 2019 și primăvara lui 2020. Totuși, fermierii spun că va fi dezastru inclusiv în 2021.